O femeie care a trecut printr-o intervenție estetică pentru care a plătit 100 de euro a mărturisit că a avut parte de o experiență traumatizantă. După ce și-a injectat acid în buze, o pacientă a fost incapabilă să mai mănânce și să-și folosească gura cum trebuie. Femeia, în vârstă de 23 de ani, a mers iarna trecută la medicul estetician pentru că își dorea buze mai mari. A luat decizia să își injecteze 1,1 ml de acid, iar rezultatul a fost departe de ceea ce și-a dorit. Ea și-a dorit să arate ca o vedetă dintr-un renumit show TV și a mers la medicul estetician. După intervenție, tânăra a povestit că buzele ei au început să se umfle și să se învinețească. Ea susține că medicul a asigurat-o că totul este normal și că vânătăile vor dispărea în câteva săptămâni. Nu am avut nicio problemă. Am fost asigurată că vânătăile sunt normale și că vor dispărea. Apropiații au început să comenteze și să spună că buzele mele nu arată bine. Au spus că puteau vedea neuniformitatea buzelor mele și că puteau vedea două umflături pe vârful superior. Mă trezeam dimineața și buzele mele erau umflate, spune tânăra. Dar 3 luni mai târziu, buzele erau încă umflate. Pacienta susține că a rămas cu 2 umflături în buze extrem de dureroase. Ea povestește că nu-și mai poate închide gura din cauza intervenției. În drum spre programare, femeia de la salon mi-a spus să-mi amorțez buzele. Acum îmi dau seama că nu ar fi trebuit. Când mi-am făcut buzele, a fost dureros. Imediat după aceea au fost foarte dureroase și au început să se învinețească. După ce toate vânătăile au dispărut, aveam 2 umflături pe buză, una în stânga și una în dreapta. A fost dureros și inconfortabil, a mai spus tânăra. După experiența traumatizantă, femeia a trecut prin alte 3 proceduri de corecție a buzelor care au costat-o în total 800 de euro. A trebuit să-mi dizolv acidul din buze de 3 ori deoarece s-a pus prea mult material și a fost injectat în locul greșit. Femeia și-a operat buzele în decembrie 2022 și a plătit 112 euro pentru 1 ml. Ea este de părere că medicina estetică este un câmp minat și susține că niciodată nu își va mai face o astfel de procedură. Aceasta a recunoscut că s-a lăsat influențată de emisiunile de tip reality show și de rețelele de socializare atunci când a decis să se opereze. Femeia spune că a vrut să arate ca o vedetă din Love Island, relatează știrile ProTV.ro.